Vreau să vă rog acum să rămâneți ridicați înaintea Domnului, cinstind și în felul acesta cuvântul Evangheliei pe care îl voi citi în această seară din Evanghelia după Luca, din capitolul 19, de la versetul 41 până la versetul 44 inclusiv. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șansuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată, a zis Isus, amin. amin. Vă mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Frați și surori, stimați prieteni, după momentele sublime ce le-am avut până acum în rugăciune și în cântare, doresc în această seară de evangelizare aici la Câmpia Turzii, să vândem pe toți cei prezenți, indiferent de confesiunea religioasă de unde venim, să ne unim și împreună să slăvim pe Dumnezeu Tatăl din cer, Amin. care este și Tatăl nostru. Amin. Împreună să slăvim pe Domnul Isus Mântuitorul Lumii, care este Amin. și Mântuitorul nostru. Amin. Și împreună să onorăm pe Duhul Sfânt, Amin. care ne cercetează inimele. Amin. Mă bucur să fiu în această seară împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc fratelui Pastor Neluțu Aron pentru invitație. Mă bucur să pot sluji împreună cu frații Buble și doresc din toată inima binecuvântarea Domnului să fie revărsată peste toți cei prezenți mine. Vă aduc salutări sfinte în numele Domnului Isus Hristos, din partea Bisericii pentecostale Lim din Șcheia, Suceava, dar și din partea bisericilor române din Statele Unite ale Americii, pe care le-am vizitat în ultima vreme. Salutul pe care îl are Biserica din Suceava e un salut din Vechiul Testament, din cartea Profetului Mica din capitolul 4, versetul 5, cuvânt care ne spune așa, pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului său, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna și în vești de veci. Doamne, ajută-ne! Dacă am o dorință pe inima mea, permiteți-mi să o exprim de la început. Doresc din toată inima ca pe toți cei ce, prin prezența dumneavoastră, ați venit aici să onorați Evanghelia, la final de călătorie, când vom fi scoși din lumea spațiului și a timpului în urma pocăinței să ne onoreze Domnul pe toți cu mântuirea sa. Amin. Am citit aceste versete din Luca 19, care sunt cuvinte sau, dacă vreți, un fragment dintr-o predică ce a rostit-o cel mai mare învățător al tuturor timpurilor, Numele Lui este Iisus Hristos. Amin. La intrarea în Ierusalim a rostit o predică printre lacrimi. De multe ori a citit despre Domnul că a predicat noroadelor, noroadele îl ascultau cu imire, dar de data aceasta la intrarea în Ierusalim, când vede cetatea aceasta, rostește o predică, printre lacrimi. A rostit pentru cetatea Ierusalimului judecata. Și uitați-vă ce a vorbit Iisus printre lacrimi, versetul 42, Dacă ai fi cunoscut și tu, Ierusalime, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea și plânge Domnul. Dar acum ele sunt ascunse de tăi Și trebuie, Ierusalim, să rostesc pentru tine o judecată. Și ce a vorbit Isus atunci s-a împlinit în anul 70, când Ierusalimul a fost distrus și n-a rămas în el piatră pe piatră. A zis Isus, vor veni peste tine zile și au venit. Când vrăjmașii tăi te vor împre, înconjura cu șanțuri, te vor împresura, te vor strânge din toate părțile Ierusalime, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. De ce? Este subiectul din această seară. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Frați și surori, prieteni dragi, aș vrea mesajul din această seară să aibă titlul acesta Vremea cercetării Amin. sau dacă vreți, ziua cercetării. Amin. Biblia vorbește despre o zi a cercetării și Biblia vorbește despre o vreme a cercetării. Când Biblia vorbește de ziua cercetării, nu este vorba de 24 de ore. E o vreme, e un timp pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru fiecare muritor când să-i vorbească, să-l cheme și să-i arate mântuirea sa. Asta e vremea cercetării. Permiteți-mi referitor la titlul din această seară să mai aduc în atenție două versete despre vremea cercetării, despre ziua cercetării. Ascultați ce zice Apostolul Pavel când vorbește bisericii din Corint. Scriptura ne vorbește în Corinteni, este vorba despre o vreme a cercetării pe care Domnul o are pentru fiecare muritor. A doua Corinteni, capitolul 6, versetul 1 și versetul 2. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice, cine zice? Dumnezeu zice la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat, iată că acum, și dacă vreți, în seara asta la Aleluia. Câmpia Turzii, Aleluia. Acum Aleluia. este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Amin. Să zicem toți amin. 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 Apostolul Petru vorbește și el despre ziua cercetării, și în prima epistolă, Scriptura ne spune în capitolul 2, versetul 12 așa, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Asta atenție, frați și surori, cei ce facem parte din Biserica lui Hristos. Pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, zice Petru, prin faptele Voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu spuneți voi, în ziua Cercetării, amin. Dragii mei, sunt multe zile importante pe care noi le avem în viață. Și uneori le marcăm în albumul amintirilor. Poate ziua când ne-am născut, ziua când ne-am căsătorit ziua când în familiile noastre au venit copii și ne-am bucurat, dar mai există o zi. Și ziua aceasta este ziua cercetării, e vremea cercetării. Dați-mi voie să vă spun de ce am ales acest subiect pentru această seară de evangelizare. De ce vremea cercetării? Pentru că, dragii mei, de modul cum răspundem noi în vremea cercetării va fi eternitatea. Fie va fi cu bucurie în glorie cu Domnul, fie în chinuri și regrete eterne. Totul ține de modul cum răspundem în vremea cercetării. Și acum permiteți-mi, dragii mei, în minutele ce le avem la dispoziție, să spunem, bazați pe Evanghelie, câteva adevăruri despre vremea cercetării, pe care aș vrea să nu le uitați. Aș dori aceste adevăruri să nu le uităm. Primul adevăr. În primul rând, vremea cercetării este o vreme când Domnul se apropie de noi. Știți de ce se apropie de noi? Se apropie de noi să ne ofere har. Se apropie de noi să ne ofere mântuirea. Lăudat să fie Domnul. Așa am început citirea din această seară, în Luca 19, versetul 41. Când s-a apropiat de cetatea Ierusalimului, a văzut-o Isus și a plâns pentru ea. Vă rog, nu uitați, dragii mei, frați și surori, stimați prieteni, este o vreme când Domnul se apropie de noi. Este o vreme când se apropie de familiile noastre și este o vreme când se apropie de orașele noastre. Asta e vremea cercetării. Și spun în această seară, aici la Câmpia Turzii e o vreme de cercetare pentru că a ales Iisus să se mai apropie încă o dată de orașul vostru. N-ați vrea să-i spunem, Doamne, bine ai venit la noi! De câte ori nu s-a apropiat de câmpia turzii? Câte predici nu s-au rostit aici? Câte cântări nu s-au rostit aici? Vă aduc o veste bună, frați și surori, în seara aceasta a revenit Iisus în câmpia turzii. E o vreme de cercetare. Amin. A venit să se apropie Amin. de noi, să ne ofere har. Amin. Asta înseamnă, dragii mei, că îi pasă de noi. Amin. Știe necazul tău, durerea ta, frământările tale. Știe cauza ce ai adus-o în taină la timpul de rugăciune. El știe totul despre noi. Amin. Credem? Amin. Știe când stăm jos, când ne ridicăm, Amin. de departe ne de gândul Amin. că El este Dumnezeu. Amin glorie lui în veci. Amen. Ce vei face când El se apropie de tine cu harul mântuirii? Uitați-vă, dragii mei, într-una din zile s-a apropiat de cetatea Erihonului și nouă ne place să predicăm despre Zacheu. Probabil e și ușor de predicat din textul acesta. Într-o zi a ales Iisus Hristos să se apropie de cetatea Erihonului. A trecut prin ea Știți de ce a trecut prin Erihon atunci? Credeți că a trecut la voia întâmplării? Dar credeți că Domnul trece la voia întâmplării prin cetățile noastre, prin orașele noastre? El are un scop. A spus de ce a trecut prin Erihon. El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și eu cred ce cântăm. De ești trudit și ți e grea povara. N-ai vrea ca astăzi să te ridici. Astăzi e clipa hotărătoare. Trece Isus pe aici. Chiar pe lângă tine. Nu-l simți că trece pe lângă tine? Pentru că în seara asta, la Câmpia Turzi, e o vreme de cercetare. Nu se apropie de noi să ne arate obrazul și să ne impute trecutul păcătos. Se apropie de noi și ar vrea să ne spună în seara asta la unison: Am venit să vă dau iertare. Am venit să vă dau mântuire. Am venit să vă ofer harul salvator. Unii în ziua cercetării răspund cu pocăință. Se pare că așa a făcut Zacheu. Când citim despre mai marele vameșilor, eu înțeleg că omul acesta, când a plecat de acasă, n-a plecat cu gând să se pocăiască. Știți de ce a plecat de acasă, Zacheu? Din curiozitate. Să-l vadă pe Isus. Vedeți, și dacă o curiozitate e bună, s-ar putea să ajute. Amin. Eu nu știu care a fost motivația că ai venit în seara asta aici. Te-a chemat un prieten, un coleg de școală, de facultate, un vecin, poate ai venit din curiozitate. Aș vrea ca seara asta să fie o seară mântuire pentru tine, Amin. și dacă ai venit din curiozitate. Amin. Zacheu a ieșit din curiozitate să-l vadă pe Iisus, să aibă detalii despre el. Dacă cineva îl va întreba, să-i spună cum arată el, cum arată ucenicii lui. Căuta să vadă care este Iisus. A fost ziua cercetării lui. Ce bine ar fi ca în ziua cercetării să răspundem cu pocăință. Uitați-vă ce ne spune Scriptura, când Domnul trecea prin Erihon, Zacheu s-a așezat în calea lui Isus. Și zice Scriptura în Luca 19, versetul 3, căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, curiozitatea. Pentru că pe drumul acela a via să treacă. Ar fi bine să ne așezăm în calea Lui. Și dacă în seara asta am venit aici, ne-am așezat în calea Lui. Amin. Amin. Slabă, Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis, Zacheie! Și acum eu mă opresc și vă pun o întrebare. Credeți că ne știe după nume? Amin. Slabă, păi nu i-a prezentat vreun act Slabă, de identitate Zacheu? Dar Domnul s-a oprit în dreptul Dudului și l-a strigat pe nume în ziua cercetării. Zachee dă-te jos de grabă, că n-am venit la voia întâmplării în Erihon. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și Scriptura zice că Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Știți că cei din cetate l-au contestat? Uitați-vă ce au zis colegelui lui Zacheu din oraș. Când au văzut lucrul acesta, toți cărteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. De nu mai găsea Iisus o altă gazdă în Exact la omul ăsta care s-a vândut cotropitorilor, s-a vândut romanilor, ia banii de la noi și banii ajung la vrăjmașii noștri s-a dus să găzduiască la un om păcătos și aveau dreptate. Zacheu era un om păcătos, dar vă spun ceva, păcatul lui Zacheu l-a dat la o parte Iisus Hristos. Slăvit să fie numele lui în veci. A răspuns pozitiv în ziua cercetării. Ascultați cum s-a pocăit Zacheu. Zice Scriptura, versetul 8, dar Zacheu a stat înaintea Domnului pocăința începe cu această ședere înaintea lui. A stat înaintea Domnului și a zis, Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am nepăstuit pe cineva cu ceva, că pocăință înseamnă să recunoști ce ai greșit și numai atât, să fii gata să repari greșeala. Ajută-ne, Doamne! Dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva în erihon și nu-s puțin, îi dau înapoi împătrit. Știți ce a zis Domnul în dreptul lui Zacheu și a casei lui? Aș vrea să zică și în ziua casei tale, în ziua cercetării. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Dacă spune Domnul asta în dreptul casei tale, tu ești cel mai fericit om din orașul acesta. Să te vorbească toți de rău, să zică toți oamenii din câmpia turzii că tu ești cel mai mare păcătos. Dacă Hristos zice, azi ai intrat mântuirea în casa aceasta, s-a meritat să vii la Evanghelizare. Numele lui Isus să fie înălțat în veci. Amin. Dar știți că nu toți răspund pozitiv în ziua cercetării. În Marcu 10 citim despre un om, un tânăr, zice Scriptura că era bogat, și tânăr și bogat. Când Domnul era gata să pornească la drum, tânărul acesta a venit înaintea lui Isus, a îngenunchiat și a pus o întrebare bună. Bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Știți și a răspuns Domnul la provocarea lui? Pentru ce mă numești bun? Și aș vrea să ne oprim un pic. Oare Iisus nu era bun? Dar de ce i-a dus replica asta? Pentru ce mă numești bun? Uitați-vă cum scrie aici. Tânărul ăsta, în ziua cercetării, în loc să primească iertarea și mântuirea, a plecat din prezența lui Iisus întristat de tot. Sunt oportunități în viață pe care le poți pierde dacă nu ești atent. Pentru ce mă numești bun? Bun e unul singur, Dumnezeu, dar tu, Iisus, care prin cetățile lor faci numai bine, le vindești bolnavi, îi liberezi de demoni, le mulțești pâinele și pește, tu nu ești bun? Oare de ce a zis Domnul, pentru ce mă numești bun? Că bun e unul singur, Dumnezeu? Ca și ceilalți evrei, nici tânărul acesta, nu îl recunoștea pe Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Doar un bun învățător. Dacă ai crede tu, tinere, că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, că sunt Mântuitorul lumii, ai crede că sunt bun, dar tu nu crezi asta? Și-a plecat trist din prezența lui Iisus. Eu aș dori cei ce-au venit la evangelizare aici să plecăm bucuroși de aici și purtând în inim bucuria mântuirii, amen, amen. să ne ajute Domnul. Amen. Vremea cercetării e vremea când Domnul se apropie de noi să ne ofere har. E primul adevăr. Amen. Al doilea adevăr, dragii mei, vremea cercetării este vremea cunoașterii. În vremea cercetării trebuie să fie un moment când să-L cunoști personal pe Iisus Hristos. Probabil vă întrebați, de ce a plâns Domnul la florii? În timp ce mulțimea era în extaz și strigau, binecuvântat e împăratul care vine în numele Domnului. Știți că nu l-au cunoscut? Știți ce au văzut evreii, ce au văzut cetățenii Ierusalimului în Isus? Au văzut un împărat care vine să-i scape de romani, să-i scape de, de cotropitori. Dar cel ce intra în Ierusalim era mântuitorul lumii. Dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, Ierusalime, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar ele sunt ascunse de ochii tăi. Frați și surori, prieteni dragi, în vremea cercetării trebuie să-L cunoaștem pe Cel ce iartă și pe Cel ce mântuiește. E unul singur. Nu știu cum te-ai rugat până în seara asta, dar este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Amin. Poți să cunoști mulți oameni în această viață, poți să ai mulți prieteni. Dacă nu-L cunoști pe Cel ce iartă și mântuiește, atunci mântuirea este cu semnul întrebării. Eu aș dori în seara asta, dacă sunt persoane aici religioase, dar care încă nu l-au cunoscut personal pe Iisus Hristos, să fie seara asta o seara cunoașterii. Frați și surori, prieteni dragi, credința adevărată nu se bazează pe o imaginație bogată. Credința adevărată se bazează pe o cunoaștere corectă. Și acum aș vrea să aduc în atenție un verset. Uitați-vă ce spunea Domnul Ioan 17, în versetul 3 citim așa. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și, și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta e totul, lăudat să fie Domnul. Eu vă întreb în seara asta, se poate să ai religie și să nu-l cunoști pe Isus? Se poate? Nu credeți că la ora actuală sunt mulți oameni religioși care nu-l cunosc pe cel ce dă mântuirea? Păi avem un exemplu în scriptură despre un om foarte religios, Saul din Tars. Ce ziceți? Avea religie? Avea? Păi ăsta a terminat masterul la picioarele lui Gamaliel. Din seminția lui Beniamin, partida cea mai îngustă a fariseilor, nu-l cunoștea pe Iisus. Și într-o zi a avut și el parte de o vreme a cercetării. Lăudați să fie Domnul! Amin. Se pare că fiecare are drumul Damascului lui și pe drumul Damascului ne întâlnește Hristos ca să facem cunoștință cu El. Că poți fi religios și să nu-L cunoști. Avea cătușele în geantă, avea scrisori de împuternicire, se ducea la Damas ca să-i aresteze pe credincioșii de acolo și să-i aducă legat la Ierusalim ca să înceapă persecuția cu ei. Și ce se întâmplă pe drumul Damascului? o lumină din cer a strălucit în lui Aleluia. și el n-a rezistat. Aleluia. A căzut cu fața la pământ în praful drumului și în fața acelei străluciri a pus o întrebare, auziți, o întrebare pe care nici copiii nu o pun. Știți ce a întrebat? Cine ești, Doamne? Tu, omul religios? Mm. Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești din ziua aceea l-a cunoscut pe Mântuitorul Lumii. Aleluia, aleluia. Și din ziua aceea a vrut să-L cunoască tot mai mult. Amin. Dacă am avut o zi a întâlnirii cu El, frați și surori, în fiecare zi să-L cunoaște mai mult. Amin. Da, da, Că vremea cercetării e o vreme Doamne. a cunoașterii Lui. Amin. Și El când a scris celor din Filip, o zis, pe mine nu mai interesează altceva ce vrei, Pavel? De acum să-l cunosc tot mai mult. Auzi ce declară el. În Filipeni, în capitolul 3, versetul 10, Scriptura zice așa. Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Dragii mei, știți de ce facem evanghelizări, știți de ce se vestește Evanghelia, știți de ce se cântă aceste frumoase cântări. Vrea Domnul Isus să se descopere în mod personal. Lăudați să fie Domnul! Vremea cercetării este o vreme când se apropie să ne dea har. Și noi zicem în seara asta, mulțumim, Doamne! Vremea cercetării este o vreme a cunoașterii. Trebuie să-L cunoști pe El, pe Hristos, care a murit la cruce pentru tine și care a înviat din morți și nu mai moare niciodată. El poate fi și Mântuitorul tău. Știți că Domnul Iisus a vrut să se convingă dacă cei ce erau în vremea Lui îl cunoșteau? De aceea în Matei 16, lângă o bază militară, roman în Cesarea lui Filip, o chemat ucenicii lângă el și o zis, am o întrebare pentru voi. Cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Și eu zis, învățătorule, părerile despre tine sunt împărțite aici. Nu prea știu oamenii cine ești tu. Dar ce zic cei de afară? cine sunt eu? Păi unii zic că ești Ioan Botezătorul. Corect sau fals? Fals. Alții zic că ești Ilie. Fals. Alții zic că ești Ieremia. Fals. Și unii încă nu s-au decis. Au impresia că ai fi unul din proroci. Nu știau cine. Nu știau cine. Dar dacă cei de afară nu știu, voi care sunteți lângă mine, care ați văzut semnele pe care le fac eu, voi cine ziceți că sunt, și Petru, călăuzit de Duhul Sfânt, a făcut o declarație, n-ați vrea să declarăm și noi așa? Amin. Asta înseamnă că îl cunoaștem? Amin. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu. Noi credem și declarăm în această zi aici că Isus este salvatorul lumii. În fapte, capitolul 4, versetul 12, prieteni dragi, dacă până în seara asta v-ați închinat greșit și ați crezut că și altcineva poate oferi mântuirea decât Isus, hai să ne corectăm închinarea. Auziți ce scrie aici? În nimeni altul nu este mântuire, și nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți, în care trebuie să fim mântuiți. Care e numele acesta? Iisus Hristos. Amin. Și dacă vreți să recorectăm închinarea și să declarăm de la această seară de evangelizare că îl cunoaștem pe Hristos și pe El răsticnit, haideți să credem ce spune 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Poate te-ai rugat și ai crezut că mai poate altcineva mijloci pentru tine, că România e o țară religioasă. Dar trebuie să credem că singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni e omul Iisus Hristos. Amin. Haideți să spunem împreună versetul acesta. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Slavă Lui! Slavă Lui! Amin. Vremea cercetării Aleluia. e vremea când se apropie de noi Amin. să ne ofere har. Mulțumim, Doamne, pentru încă o seară de har. Amin. Vremea cercetării este o vreme a cunoașterii. Trebuie să cunoști că Isus e singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni Amin. și este mântuitorul lumii. Aleluia. Slavă Lui! Amin. Și zice, mulțumim, Doamne, că ai coborât la vremea potrivită între pământeni și ne-ai înlocuit în moarte, a înviat și te a înălțat la cer și ne ești mijlocitor la dreapta Tatălui. Slavă Lui! Slavă lui. Amin. În al treilea rând, al treilea adevăr, vremea cercetării este vremea când acceptăm voia Lui Dumnezeu. Pun o întrebare în seara asta, care e voia Lui? Dacă voia Lui este sfințirea noastră, frați și surori, prieteni dragi, cel ce ne poate sfinți e Hristos prin sângele Lui. Dacă eu am venit de la Suceava, dacă frații Bubli au venit de la Deva, frații păstori, colegii mei de slujire de aici, nu vă pot sfinți și nu vă pot ierta păcatele. Cel ce ne sfințește și ne iartă păcatele e Hristos prin sângele Lui. Amin. Amin. Și noi trebuie să acceptăm voia lui Dumnezeu. Amin. Să vrem să fim iertați. Amin. Credeți că în seara asta Domnul poate ierta încă în câmpia Turzii? Amin. Amin. Pe cel ce se pocăiește din toată inima? Aleluia. Aleluia. În Marcu 2, Scriptura spune că în Capernaum, undeva într-o casă, nu erau biserică atunci. Era evangelizare și casa era plină la refuz. Și în timp ce Domnul vestea cuvântul, se întâmplă ceva. Patru oameni au venit și ei la evangelizare, aveau un prieten paralizat, l-au luat cu patul ce l avea, să nu vă imaginați că aveau paturi ca noi astăzi. Probabil așa o targă, o rogojină. Și au venit cu omul bolnav la Isus n-au avut acces în casă, au desfăcut acoperișul și l-au coborât pe acolo, pe slăbănogul acela, exact înaintea lui Isus. Știți ce au crezut cei patru? Că cea mai urgentă nevoie ce o avea omul acela paralizat era să fie vindecat și să primească picioare tari. Dar cea mai mare urgentă ce a văzut-o Domnul acolo în casă, a fost urgența iertării. Amin. E adevărat că noi ne rugăm aici pentru cei bolnavi Amin. și ne-am rugat în seara asta și credem că Domnul ne ascultă. Amin. Și probabil ne vom ruga și la final. Amin. Mai avem un bilet aici. Credem că Dumnezeu face minuni. Amin. Dar ascultați-mă, frați și surori, prieteni dragi, cea mai mare minune nu i să te vindece Domnul de cancer. Cea mai mare minune este să te ierte de păcate. Amin să te sfințească. Amen. Asta e voia lui Dumnezeu. Amen. Că El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Lăudați să fie numele Lui în veci. Accepți iertarea Lui? Uitați-vă cei prezenți în casă se uită la momentul când patul cu acel slăbănog e coborât acolo și zice Scriptura, când le-a văzut Iisus credința, credința celor patru care l-au adus. Dar uitați-vă, dragii mei, să știți că Domnul nu l-a iertat de păcate pe baza credinței lor. O zis, fiule, din momentul ăsta acționează credința ta. Fiule, păcatele sunt iertate și el a acceptat să fie adus în prezența lui Isus. Că nu iartă Domnul de păcate cu forța, el a acceptat să fie adus în prezența lui Isus. Fiule, păcatele sunt iertate. O crezut cei din casă că iertat. Farisei, oamenii religioși au crezut că iertat de păcate. Eu vă spun că nu au crezut. Uitați-vă ce zic farisei, următorul verset. Unii din cărturari, lideri religioși, care erau de față, se gândeau în inimile lor. Atenție! Domnul știe ce gândești în momentul acesta. Știe totul despre noi. Și niciunul nu se poate ascunde de ochiul lui Dumnezeu care vede aici și știe totul despre noi. Auziți ce zic ei? Cum vorbește omul? Ei credeau că e om? Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Ei după lege știau bine Că omul nu poate ierta de păcate numai Dumnezeu. Știți ce nu știau? Nu știau că cel ce era în casă și vestea cuvântul era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Dacă crezi că omul iartă păcatele, asta e hulă. Oricine crede că un om poate ierta păcatele și dacă mai sunt români care cred că un alt om poate ierta păcatele, e hulă. Și acum aș vrea să nu mă înțelegeți greșit. Noi în credința penticostală avem respect pentru Sfinții lui Dumnezeu. Avem respect pentru mama domnului Isus, dar ascultați-mă, prieten drag, prieteni dragi, singurul care iartă și mântuiește e Isus, Că el a murit și a înviat pentru noi. Cei de acolo au zis. Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Cum să-i faci să creadă? Au zis ce urmează? Urmează un test foarte greu pentru cărturare de acolo. Îndată Isus a cunoscut prin Duhul Său că cei gândeau astfel în ei înșiși și le-a zis pentru ce aveți astfel de gânduri în inimele voastre? Hai să facem o probă. Vă pun și eu o întrebare. Învățătorul venit din cer, ce e mai lesne? Ce e mai ușor? A zice slăbănocului: păcatele sunt iertate, ori a zice: scoală te ridică-ți spatul și umblă. Dumneavoastră ce ați fi răspuns? E greu de răspuns, nu? Dacă ai fi zis, e mai ușor să zici: păcatele sunt iertate, asta nu poate verifica nimeni. Hai să o alegem pe prima. Dar nu puteau să zică cărturarea așa ceva, că ei știau din lege că Dumnezeu iartă. Și dacă zicem că noi putem ierta, noi nu suntem Dumnezei? Să-i răspundem că e ușor să zici, scoală, te ridică spatul și umblă, o să ne zică, vindecați-l voi. Greu de dat răspuns. Și auziți înțelepciunea venite din cer, ce urmează? Pentru ca să credeți ce v-am spus la început, aleluia, aleluia. să credeți că l-am iertat de păcate ce nu puteți verifica voi. Aleluia. Eu vreau să vă spun ceva. Ca să știți că Fiul Omului are putere pe pământ. Amin. Nu după moarte, prieteni. <coughs> are putere pe pământ să ierte păcatele. Fac o minune pe care voi o vedeți acum. De ce l-ați adus pe paralizatul ăsta aici? să-i dai picioare tari, să-l vindeci. O fac după dorința voastră, ca să credeți ce v-am spus la început, că eu pot ierta. Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Asta au crezut? Păi da. Că l-au adus la evangelizare prin acoperiș și o plecat acasă pe ușă. Că cel care face minuni este Hristosul lui Dumnezeu. Și în vremea cercetării, el iartă de păcate și mântuiește suflete. Mărire lui în veci. Mărire lui în veci. Vremea cercetării e vremea când se apropie de noi să ne ofere har. Mulțumim, Doamne, pentru încă o seară de har. În vremea cercetării este vremea când ni se descopere Hristos prin Evanghelie. Că El e un Hristos al Scripturilor. Amin. Este vremea când acceptăm voia lui și voia lui este să fim iertați prin credința în jertfa Lui, slavă Lui în veci. Și vremea cercetării este o vreme a schimbării. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Dacă este cineva în Hristos, spuneți voi, este o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ne schimbă Domnul gândirea, ne schimbă Domnul vorbirea, ne schimbă Domnul umblarea, ne schimbă Domnul trăirea, ne schimbă Domnul viața. Dar ne mai schimbă ceva. Știi ce ne mai schimbă? Destinul vești. Hristos în voi, nădejdea Slavei. măriți să fie Domnul. N-ai vrea ca în seara asta să fie pentru tine un moment când Domnul să cerceteze inima ta și să-l lasă să schimbe viața? spune la ultima rugăciune, Doamne, nu-ți spun multe, dar te rog, schimbăm -mi și mie viața, Doamne. Schimbăm -mi și mie gândirea. fă și pe mine un copil al tău. Lăudați să fie Domnul. Dar acum ascultați-mă, dragii mei. După ce am aflat aceste adevăruri despre vremea cercetării, uitați-vă ce s-a întâmplat pentru Ierusalim. Vremea cercetării s-a încheiat. Trebuie să spun acum ultimul adevăr. S-ar putea să nu ne placă. Vremea cercetării e limitată. Pentru Ierusalim s-a încheiat vremea cercetării. O zis Ierusalime? Pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării, rostesc judecata pentru tine? Domnul ne cheamă repetate rânduri. La Câmpia Turzii s-au făcut zeci de evanghelizări. Dumnezeu te-a chemat de zeci de ori și încă n-ai venit. Ascultă-mă, călătorule cu pasul grăbit și rece, vremea cercetării e limitată. N-aștepta să strigi după Domnul atunci când ambulanța a ajuns în fața blocului tău n-aștepta să strigi după iertare când ajungi la terapie intensivă? M-a întrebat cineva la o evangelizare, spunem domnule, dacă eu mă pocăiesc ca și tălharul în ultimul ceas, nu mă iartă și pe mine. N-am putut să-i spun că nu-l iartă. Că omul acela, înainte ca să-l învăluie Mantia neagra morții a făcut o rugăciune de căință, s-a pocăit și Hristos a iertat. O zis, adu-ți aminte, știi ce te rog? Doamne, nu-ți cer să mă scap de răstichinire, nici nu-ți cer să-mi iei durerile. Știi ce cer? adu aminte și de mine când vei veni în împărăția ta, când sor citi cărțile acelea, nu mă uita. Știți că Domnul i-a dat mai mult decât a cerut? I-a dat mai mult decât a cerut. O zis, când sor citi cărțile, adu-ți aminte, nu mă uita pe mine un nenorocit care a murit împreună cu tine. Și Domnul i-a zis, îți dau mai mult decât, decât ceri. Noi de azi înainte nu ne mai despărțim niciodată. Azi vei fi cu mine în rai. Modul cum s-a pocăit tălharul, îl indicăm la toți, dar timpul nu-l indicăm la nimeni. Astăzi înseamnă har, mâine poate să însemne regrete eterne. Dacă mă întreb în seara asta, mă iartă, dacă mă rog la terapie intensivă. Domnule, doamnă, de unde știi dacă la terapie intensivă mai ai mintea coerentă? să te poți spovedi, să te poți mărturisi, să mai ceri iertare. În seara asta, la câmpia Turzii, e vreme de cercetare. Astăzi e vreme de mântuire, e vreme de har. Primește-l că vremea cercetării se poate termina. Toți de aici știm pilda cu smochinul eroditor. Poate să fie viața ta și poate să fie viața mea dacă stăpânul ne-a sădit în via lui, are pretenția să rodim. Amin. 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 Când s-a uitat stăpânul la smochin, a zis, de trei ani vin să caut rod în smochinul acesta și nu găsesc tael la ce să mai cuprindă și pământul degeaba. Tael. Tael că vremea rodirii pentru el s-a încheiat. nu e așa? Și noi dacă avem un pom în grădină și trece un an, doi, trei, parcă ne pierdem răbdarea, nu? Noi l-am tăiat mai repede. Așa de bun e Domnul cu noi că ne mai oferă har. Ne-a mai dat o seară de cercetare. Doamne, i-a zis vierul, mai lasă-l și anul acesta. Îl voi săpa de jur împrejur, îi voi pune cu la rădăcină, poate că de acum înainte va duce rod, dacă nu, îl vei tăia, tu îl vei tăia. Poate a căutat rod la tine, nu trei ani, zece ani, 20 de ani, 30 de ani și încă ești în viață și nu te-a tăiat. Știi de ce ești în seara asta la evangelizare la Câmpia Turzii? Ca mijlocit vieru. vierul. Hristos, care e mijlocitor la dreapta Tatălui, a zis la începutul anului 2023, Stăpâne, mai lasă-l pe bărbatul acesta din Câmpia Turzii. Mai lasă-o pe femeia aceasta. Mai lasă-l pe tânărul ăsta, chiar dacă nu te ascultă și trăiește o viață de păcat. Mai las-o pe în aceasta! Mai dă un an de har! Dacă nu, îl vei tăia! Asta înseamnă că vremea cercetării se poate termina! Dacă te-a chemat în repetate rânduri și n-ai venit, fie seara aceasta o seară când să spui, Iisus, vreau să fii mântuitorul vieții mele! Și viața ce o mai am de trăi să o trăiesc pentru gloria ta. Amin. Să ne ajute Dumnezeu. Poate ți-a fost rușine? Domnul ne-a convocat în această seară să ne spună că mai este o vreme de cercetare. Amin. Vremea cercetării e vremea când se apropie de noi să ne dea har. Slavă lui. E vremea când se face de cunoscut Hristos. Slavă lui. E vremea când vrea să acceptăm voia sa, care e iertarea și sfințirea noastră. E vremea schimbării, dar e o vreme limitată. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Poate ți-a fost rușine să vii și te-ai gândit oare ce vor spune prietenii, ce vor spune cei din familia mea. Ce vor spune colegii de muncă? Ascultă-mă, dragul meu. Când viața se va termina pe pământ, rămâi singur, tu și Dumnezeu. Nu te pot ajuta rudele, nu te pot ajuta părinții, nu te pot ajuta prietenii. Când murim, murim noi și Dumnezeu. Ascultă mărturia unui prieten, coleg de slujire spunea ce i s-a întâmplat la o evanghelizare cu mai mulți ani în urmă. Într-o iarnă cu săpadă multă, spunea omul acesta, după ce am terminat predica, am întrebat dacă este cineva care aș vrea, ar vrea să-și predea viața lui Isus Hristos și să se întoarcă la el prin pocăință, să ridice o mână, să nu-i fie rușine, să-și pune mâna lui în mâna lui Isus. Și zicea el, au fost mai multe mâini ridicate. La final m-am apropiat de ei, spunea fratele, am vrut să-i salut cu respect și m-am dus la primul tânăr să dau mâna cu el. Și el s-a uitat la mine și a zis, domnule predicator, dar dumneata nu vezi, eu m-am născut fără mâini când dumneata ai făcut apelul și ai zis dacă cineva vrea să-l primească în seara asta pe Hristos să ridice o mână, eu n-am putut să ridic mâna, dar mi-am ridicat inima înaintea lui Dumnezeu. Cred că m-a primit. Aleluia. După ce i-am salutat pe ceilalți, i-am invitat să se ridice, să fac o rugăciune pentru ei. Ne vom ruga și noi imediat. Același băiat a zis, dumneata, nu vezi că eu n-am nici picioare? fără mâini și fără picioare, un tânăr care a venit la evangelizare a cunoscut vremea cercetării și s-a predat lui Dumnezeu. Prietenii care l-au dus la evangelizare au făcut slujba până la final, l-au dus și acasă. Când părinții au aflat de decizia lui, tata a devenit ca o fiară l-a luat așa cum era și l-a aruncat în zăpada de un metru de afară. Și au venit vecine și au zis, nu-i drept ce faci, e al vostru. S-a născut așa cu acest handicap locomotor, e al vostru. Luați-l înapoi în casă, dacă nu, sunem noi la autorități. Ce rău a făcut? Păi s-a pocăit. Și ce rău a făcut? Spunea fratele, lunile au trecut și după o perioadă de timp am fost chemat să predic la botez în aceeași biserică. Când am intrat, mai multe persoane îmbrăcate în haine albe, mâine va fi sărbătoare, aici am înțeles. Domnul să binecuviteze și lucrarea de mâine. Și printre cei îmbrăcați în alb, și acest băiat, jumătate de om, avea și el o haină albă pe el când l-am văzut, spune el, m-am dus, l-am îmbrățișat și l-am întrebat, spune te rog, ce zic, ce zic ai tăi? Am înțeles că ai o cruce grea, că tot sunt împotriva ta că te-ai pocăit. Ce zice tata? Ce zice mama? Frate păstor, în familia noastră minunea lui Dumnezeu. Uite-te aici lângă mine, în partea dreaptă, e tata îmbrăcat în haine albe, se botează și el în partea stângă e mama, se botează și ea. Dumnezeu a mântuit toată familia noastră. Domnul să mântuiască toate familiile din Câmpia Turzi. La acest sfârșit de an să cerceteze Domnul stradă cu stradă, familie cu familie și să mai scrie nume în cartea vieții. Doriți lucrul acesta. Doamne, îndurăte de noi. Doamne, mântuiește Câmpia Turzii. Și fă seara asta o vreme de cercetare. Fă seara această o vreme de har. Mai întoarce fiii risipitori. Mai întoarce fiicele risipitoare. Și să întregească Domnul familiile noastre în vederea mântuirii. Așa să ne ajute Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm pentru cei nemântuiți din casele noastre. Sunteți de acord? Hai încercat să aduceți cel puțin cinci persoane din familia voastră pe cei nemântuiți. Să spuneți pe nume cinci persoane. Și să ziceți, Doamne, mântuiește-i, te rugăm Amin. în seara asta. Amin. Ne vom ruga și pentru cauza aceasta. Vă rog să vă rugați pentru colega mea, Gabriela, să lase Domnul eliberare și pace peste ea Amin. și casa Amin. ei. Amin. Domnul să o mântuiască Amin. și pe Gabriela și Amin. pe casa ei. Da, vă invit să vă ridicați. Da, Dacă sunt cauze speciale da. pentru care vreți să ne rugăm, da. vă îndemn da. să ridicați o mână în sus. Poate te rogi pentru copilul tău, pentru fata ta, pentru cei care nu ascultă, poate ai o problemă de sănătate. Spune, Doamne, acum în momentul cercetării, atinge-te și vindecă, Doamne. Iartă păcate, mântuiește în căpia turzei. Dacă ai dorința să-L sujești pe Domnul prin pocăință, ridică și dumneata o mână, să nu-ți fie rușine. Domnul să vă binecuvinteze. Spune, Doamne, mântuiește-mă și pe mine, Doamne. Lăudați să fie Domnul. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă mai sunt persoane care vor să-și predea viața lui Hristos, ridicați o mână în seara asta, la sfârșit de an, Dumnezeu să mântuiască, Dumnezeu să ierte de păcate, Dumnezeu să elibereze de vicii și de păcate și să facă din voi persoane noi pentru o împărăție nouă ce o așteptăm să vină. Intrăm în această rugăciune și apoi rog pe pastorul Neruțu Aron să se roage individual pentru mântuirea acestui oraș. Doamne, ascultă-ne, amin.